Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit să urmăriți cea de-a 43-a ediție Analizelor Economice, un proiect comun IDIS Viitorul și Privesc Eu. Toate celelalte ediții le puteți vedea pe pagina oficială, fie IDIS Viitorul, fie Privesc Eu, fie pe pagina mea ioniț.md. Astăzi aș vrea să vorbim despre prețuri și despre instrumentele de luptă ale băncii naționale cu această pandemie care a căzut peste noi. Vreau aici doar să reamintesc despre motivele sau factorii care au stat la baza creșterii prețurilor, puteți urmări într-o ediție care am realizat-o ceva mai demult, și anume în a 24-a ediție, pe 8 octombrie anul 2021. Acolo am enumerat toți factorii care duc la creșterea, care au dus la creșterea prețurilor Republica Moldova. Ceva nou nu a apărut nimic, nu vreau să mai repet, de aceea toți care vor să cunoască mai mult despre prețuri, urmăriți această ediție Analizelor Economice care a fost pe data de 8 octombrie, iar astăzi vrem să vorbim mai mult despre instrumentele care sunt la dispoziția noastră și cât de eficiente sunt ele și dacă ajută sau nu ajută, sau care sunt îngrijorările unor actori politici atunci când anumite instrumentele băncii naționale sunt utilizați și care au și consecințe negative. Sunt ele negative sau nu sunt negative? Cât de tare ne afectează? Despre toate acestea vreau să discutăm astăzi. Dar nu înainte de a da 2-4 cifre care arată că situația prețurilor într-adevăr este una dramatică. Primele două țin de un studiu realizat recent de CBS Research la comanda IDIS Viitorul și Institutul Brătianu din București, unde noi am întrebat oamenii care sunt cele mai presante probleme care pe ei îngrijorează. Dacă vă uitați din graficul din spatele meu, atunci veți observa că corupția care a dominat categoric ultimii ani, acum a trecut pe locul 5. Cea mai mare problemă, mult peste orice altă problemă, sunt prețurile și salariile pensiile mici. De fapt, ele sunt legate una cu alta. Nu prețurile sunt mari, veniturile sunt mici. De fapt, puterea de cumpărare, omul, chiar dacă nu este economist, chiar dacă nu are studii economice și poate, nu poate face analize profunde, dar el își realizează că puterea lui de cumpărare în acest an, în 2021 și în 2022, este mai proastă decât un an precedent, faptul de bază fiind prețurile. Și observați că prețurile au sărit detașat în sus. Dacă ne uităm în evoluție, vom vedea că problema prețurilor în acest an, sondajul a fost realizat în luna ianuarie, este la nivelul maxim istoric din aproape 20 de ani de când noi am pus această întrebare în spațiu public. Cele mai multe date sunt luate din barometrul de opinie publice realizat de către o instituție independentă din Republica noastră, anume Institutul de Politici Publici. Noi am preluat de acolo majoritatea datelor cu abilitatea celor de CBS Research. Dacă observați atent, prețurile în acest an este preocuparea numărul 1 și cea mai mare preocupare din toată istoria noastră. De ce aceasta se întâmplă? Uitați-vă la evoluția prețurilor pentru comoditate, m-a făcut valoarea anuală a inflației și dacă ne uităm atent, observăm că în luna ianuarie prețurile în valoare anuală sau timp de 12 luni au crescut cu 16,6%. Dacă observați, în luna ianuarie 2021, noi am avut cel mai scăzut rată a inflației din istoria noastră, 0,32%. Atât de puțin noi n-am avut niciodată. După aceasta au avut o ușoară creștere, iar începând cu luna a 7-a, noi de fapt suntem lună de lună într-un șoc de prețuri. Din nefericire pentru cei care ne ascultă, trebuie să constatăm, să vă spunem că, din păcate, prețurile vor continua să crească cel puțin încă jumătate de an. După aceasta, din diferite cazuri, inclusiv și obiective, pur nu mai au unde crește, vor rămâne mari și pur și simplu nu au unde crește, dar încă jumătate de an noi vom fi în șoc cu prețurilor. Ce mai grav este că prețurile cel mai mult sau motorul de creștere prețurilor sunt produsele alimentare. Dacă vă uitați atent, în luna ianuarie, prețul la produsele alimentare a ajuns la 21,31%. Și al doilea element, de fapt, care produsele alimentare este un bun care îl consumă toată lumea și care domină coșul nostru de consum, al doilea lucru care îl lovește foarte dur, despre care vom vorbi ceva separat într-o altă ediție Analizelor Economice, este inflația energetică. Ori, în jumătate de an, factura la resursele energetice de bază, gazul plus energia electrică, va crește aproximativ de 3 ori. Așa ceva n-a fost niciodată în istoria noastră. Am avut în 2006 o creștere a prețurilor la gaz, însă la energie electrică n-a crescut. Aici avem și energie electrică și gazul.
Toate acestea fiind spuse, haideți să vedem care sunt instrumentele de bază pe care le poate utiliza Banca Națională în combaterea prețurilor. Doar voi reaminti pentru cei care n-au timp să urmărească ediția de data trecută unde vorbim despre prețuri, aici este și rolul ANRE-ului și altor instituții de reglementare care prin politica lor ar putea cumva amortiza acest șoc de prețuri, despre ei nu vom vorbi în acest caz. Instituția de bază care țintește inflația și are instrumentele de a combate această creștere de prețuri este Banca Națională. De fapt, Banca Națională în lupta sa contra inflației are un instrument de bază, și anume dobânda de bază sau prețul banilor, sau cu cât vom obține noi creditele pe care le luăm, și în felul acesta cu o dobândă micuță la noi se încurajează creditarea, cu o dobândă mai ridicată se descurajează creditarea. În opinia mea, un instrument chiar mai puternic decât dobânda de bază este cursul valutar, voi explica, voi vorbi despre aceasta, dar pe scurt vreau să mă opresc la aceste două instrumente. Primul este rata de bază aplicată de Banca Națională, ce înseamnă lucrul acesta, ce impact are asupra noastră și în ce măsură această rată de bază influențează reducerea prețurilor. Și doi, mă voi opri și la cursul valutar, care în opinia mea totuși are o influență cu mult mai mare decât rata de bază. Haideți să o luăm de întâi cu rata de bază. Banca Națională, prin ședințele sale, ultima a fost acum pe data de 16, anunță care va fi rata de bază aplicată sau care va fi prețul banilor în Republica Moldova. Prin această rată de bază, dacă este mai micuță sau mai mare, noi încurajăm sau descurajăm creditarea. Este un instrument, în opinia mea, destul de slăbuț. Spre exemplu, dacă luăm anul 2021, când noi am avut cea mai mare creștere a consumului populației, vom observa un lucru foarte clar. De ce a fost generat consumul? Primul rând, oamenii și-au revenit de la economiile din anul 2020, oamenii în 2020 și-au restrâns consumul, inclusiv când au putut circula, oamenii și-au restabilit consumul sau au mai avut încă cerere amânată, ceea ce au vrut să cumpere în 2020 și n-au cumpărat. Plus, oamenii în 2020 au făcut economii, n-au mers la odihnă peste hotare, aici avem cel puțin 500 de milioane de dolari, tot i-au băgat în consum. Și evident s-au creditat în volume fără precedent în istoria noastră, care s-au dus tot la consum. Și aici Banca Națională, din toată mișcarea aceasta populației, remitențe, economii, bani proprii care îi dă un consum, unica unde poate influența este descurajarea creditelor de consum sau ca să nu deci ridicând rata de bază, cumva Banca Națională descurajează creditul de consum. Evident, ele cumva influențează rata inflației, însă în opinia mea este prea slăbuț, dar asta este unicul instrument și instrumentul de bază care îl folosește Banca Națională. Ce a făcut Banca Națională? Anticipând inflația, aici vreau să vă aduceți aminte graficul care l-am dat anterior, la noi inflația a început să crească din luna iulie. Deci până în luna iulie noi aveam un nivel foarte micuț a inflației, însă deja toate studiile și calculele, atât a experților cât a Băncii Naționale, arăta că inflația în Republica Moldova va începe a crește. Ce face Banca Națională? Următorul grafic care îl vedeți în spatele meu este rata de bază Băncii Naționale, ca să vă fie clar, am luat din anul 99 până în prezent. Dacă observați, din luna iulie, timp de jumătate de an, Banca Națională a ridicat rata de bază de 6 ori. Eu n-am găsit niciodată în istoria noastră când de atâtea ori s-a ridicat rata de bază. Deci trebuie să menționez un fapt. Rata de bază a fost majorată de la cea mai redusă rata de bază care am avut-o noi în istoria noastră. 2,65% anual. De fapt, Banca Națională, de ce a scăzut rata de bază în anul 2020? Să nu uităm că noi eram în pandemie, eram în criză, eram o reducere a consumului, bugetul de stat pur și simplu a fost lipsit de bani, oamenii s-au speriat, nu cheltuiau banii și Banca Națională, reducând rata de bază, a dorit să stimuleze consumul, a dorit ca cetățenii Republicii Moldova să crească consumul, în felul acesta să animăm cumva economia. Din acest motiv, rata de bază a fost scăzut constant până la 2,65%, însă, în luna iulie, noi deja anticipam un alt fenomen. Când curând vom confrunta cu o inflație fără precedent, și s-a adeverit că este fără precedent în ultimii 20 de ani, deci, într-adevăr, este cea mai mare rată a inflației din ultimii 20 de ani, noi deja și-am uitat ce înseamnă să crească prețul atât de repede, iar pe segmentul energetic avem o creștere. Chiar niciodată n-am avut așa ceva. Și atunci Banca Națională a început să descurajeze împrumuturile, a început să majoreze rata de bază, a început să scumpească banii, astfel încât să tempereze cumva intrarea de bani în economie, care tot alimentează inflația. Și aici, evident, opiniile sunt împărțite.
Când spun că opiniile sunt împărțite, foarte multă lume este contra majorării acestei rate de bază. Într-adevăr, avem în Europa foarte multe țări unde rata de bază este menținută la nivelul scăzut. Chiar am avut ceșirea unui deputat care destul de clar a explicat că uitați-vă, noi de fapt ridicând rata de bază, noi nu descurajăm atât economia cât descurajăm și creditarea agenților economici. Ori agenții economici taman că au nevoie de bani. De aceea vreau să mă opresc să vedem rata de bază, pe lângă instrumentul său sau pe lângă efectul său benefic de a stăpâni cumva inflația, de a stopa cumva inflația, are și efecte negative, că banii se scumpesc pentru toată lumea. Și aici am împărțit toată lumea în patru categorii de bază. Deci patru, acum și aveți vedea. Prima sunt cetățenii Republicii Moldova care iau credite pentru consum. Altfel spun, mă duc și iau credite ca să mănânc banii. Evident că scopul băncii naționale era să ridice rata de bază pentru a descuraja creditele de consum, pentru a stopa cumva această creditare fără precedent, și acum și într-adevăr, fără precedent în istoria noastră, când oamenii pur și simplu s-au pornit, am vrut să folosesc un cuvânt chiar, deci o nebunie a consumului. Al doilea, cine sunt? Persoanele fizice care au credite pentru ipotecă. Asta deja este altceva, deci este, nu este atât consum cât este investiție și soluționarea unei probleme locative și evident că noi toți înțelegem că nu ar fi bine să se cumpească banii pentru creditele ipotecă. Al treilea categorie sunt agenții economici, care și așa nu se creditează, dacă se scumpiește banii pentru ei, avem o problemă și mai mare. Și a patra categorie este guvernul, care în acest an planifică să împrumute 14 miliarde de lei, dintre care 4,6 miliarde de lei de pe piața internă. Și una e când guvernul se împrumută cu 5% și alta când guvernul se împrumută cu 8%. Deci, în cazul dat, guvernul are de plătit o dobândă cu mult mai mare. Deci avem patru situații diferite. Și Banca Națională recunoaște și a singur, din păcate, nu are un instrument care să fie diferențiat, să zicem, pentru unii pedepsiți, dar pe unii nu. Instrumentul său rate de bază este pentru toată lumea, însă, după cum am spus, pe noi ne-ar interesa să descurajăm creditele de consum și să nu descurajăm creditele ipotecare sau creditele luate de către agenți economici, sau de către guvern care în acest an, încă o dată reamintesc, vrea să împrumute cu 4,6 miliarde de lei și ridicarea ratei de bază înseamnă scumpirea banilor pentru ei. Haideți să vedem totuși dacă este această îngrijorare teoretică reală și la noi. Deci din punct de vedere teoretic, într-adevăr, atunci când Banca Națională scumpește banii, ei se scumpesc pentru toată lumea. În teorie e așa, în practică nu e așa. Nu voi da foarte multe detalii, voi încerca să explic, dar practica este în felul următor. Spre fericirea noastră, din cauza că așa cum este economia noastră, chiar dacă Banca Națională a aplicat această măsură fără a ține cont de tipurile de persoane care au credite, totuși această măsură are un efect extrem de diferențiat. Și lucrul acesta îl veți vedea chiar acum. Deci această măsură, până la urmă, nu că a vrut Banca Națională în mod intenționat să o facă, dar viața noastră ne-a arătat că până la urmă această măsură unică pentru toți s-a devenit în realitate diferențiat. Uitați-vă la creditele luate de către populație pentru consum. Dacă vă uitați atent, aceste credite luate pentru consum au înregistrat o creștere, s-au dublat, prețul banilor s-a scumpit de două ori. În trimestrul 3, anul 2021, mărimea medie dobânză pentru creditele de consum a coborât la cel mai mic nivel din istoria noastră, 4,6%. Aici, pentru cei care ne ascultă, vreau să se detalizez, este dobânda la credit, fără nu dobânda efectivă, deoarece băncile pe lângă dobânda la credit mai aplică și alte plăți și comisioane și dobânda efectivă poate fi mai mare. Însă, cert este că dobânda pentru un credit de consum oferit populației în anul 2021 a ajuns la cel mai scăzut nivel în trimestrul 3. În trimestrul 3, exact este trimestrul când Banca Națională a început să crească prețul banilor. Și cel mai mare efect al creșterii prețurilor banilor au avut creditele de consum într-un singur trimestru sau în 3 luni,
Prețul acestor bani s-a scumpit de două ori, de la 4,6% la 9,2%. De fapt, asta a fost scopul Băncii Naționale. Banca Națională a dorit să descurajeze creditele de consum și vedem că ele, într-adevăr, s-au scumpit de două ori. Deci, acest credit a crescut de două ori. De ce aceea s-a întâmplat? Atunci când băncile comerciale au surplus de lichidități, atunci când Banca Națională a scăzut dobânzele cel mai jos nivel, prima unde scad băncile și unde este cel mai comod să scadă la credit de consum, deoarece îți dau pe termen scurt. Banca când dă un credit ipotecar pe 30 de ani de zile sau când dă un credit investițional pentru agenți economici pe 5, pe 10 ani de zile, ea nu poate risca cu o dobândă redusă, deoarece nu știe care va fi situația peste un, peste 2. Când privește creditele de consum, ele se dau pe termen scurt și Banca Națională, băncile comerciale își pot permite să dea o dobândă micuță. Scurt pe 2. Specificul creditelor de consum este următorul. Ele cel mai rapid scad atunci când scade prețul banilor sau când Banca Națională scade rata de bază și cel mai rapid cresc când rata de bază crește. Și viața ne demonstrează. Ele au scăzut la cel mai mic nivel, 4,6%, datorită faptului că rata de bază a ajuns la cel mai mic nivel în anul 2021, și ele cele mai repede au crescut atunci când rata de bază a început să fie majorată de Banca Națională și observăm că ele, prețul lor a crescut de două ori. A influențat aceasta sau nu a influențat creditele? Aici încă, încă un lucru vreau să mă menționez. Noi vorbim de creditele noi. Persoanele care au luat credite de consum în anul 2020, pentru ei rata dobânzii practic n-a fost schimbată. Poate avem situații unicale într-un caz sau două când băncile comerciale au aplicat majorarea ratei dobânzii. Iar în realitate, pentru cei care au luat credite mai de mult, pentru ei rata dobânzii, cum a fost mai micuță, așa și a rămas mai micuță. Noi vorbim că rata dobânzii a crescut pentru cei care au luat acum credit. Dacă eu mergeam și luam un credit în luna septembrie, dobânda aplicată era 4,6% în mediu pe sistemul bancar. Dacă merg acum, e 4,6%. Medii am în vedere că sunt unele cazuri de bândă mai mare, mai mică, în dependență de mărimea creditului, termenul creditului, dar în mediu a fost 4,6%, acum e 9,2%. A avut această o influență asupra volumului credit? Da, a avut. Uitați-vă, în trimestrul 3, cetățenii noștri au contractat în mediu lunar câte 1,3 și aproape 5 miliarde de lei. În 3 luni de zile i-au luat 4,4 miliarde de lei credite. Dacă observați aici, domină creditele de consum. De fapt, creditele de consum sunt maximul care era posibil luat cetățenii noștri. În trimestrul 4, când banii sau creditele de consum s-au scumpit, volumul de credite luate de cetățeni a scăzut cu 400 de milioane de lei. Însă, fiți atenți, uitați-vă că ele au scăzut nu, în bază, nu pentru creditele ipotecare sau creditele pentru afaceri. Dacă vă uitați atent, creditele care le iau cetățenii noștri, că un cetățean din Republica Moldova ia credite de la bancă de regulă pentru trei scopuri. Să-și inițieze o afacere sau să-și finanțeze o afacere, să-și cumpere un imobil sau să cheltui banii pe consum, să-și cumpere un telefon mobil, un televizor, un frigider. Dacă vă uitați atent, atunci când s-au scumpit banii, creditele pentru imobile au rămas aproape la același nivel, creditele pentru afacere chiar au înregistrat o ușoară creștere, unica ce a scăzut creditele pe consum. Timp spune că, de fapt, acest instrument al Băncii Naționale, chiar dacă a fost unul general, de fapt a lovit în creditele pentru consum și nu a lovit în creditele pentru imobile și nu a lovit în creditele pentru afaceri. Al doilea grup de cetățeni pe care noi ne interesează sunt companiile. Dacă ne uităm atent, la companii situația practic nu s-a schimbat. Uitați-vă, rata dobânzii la ei în trimestrul 2 a ajuns la cel mai scăzut nivel, 8,31%, și acum în trimestrul 4 s-a ridicat la 8,34%, vorbind despre creditele noi. Creditele vechi care le aveau ei au rămas neschimbate. Ce înseamnă lucrul acesta? Agenții economici nici n-au beneficiat de credite atât de mici cu rata dobânzii, 4,6% la populație, dar nici n-au fost loviți de majorarea de prețuri. Îngrijorarea multora. Am văzut și actori politici care au ieșit cu declarații. Am văzut și politicieni, deputați care au ieșit cu declarații. Teoretic ce spun ei este adevărat. Însă, în realitate, lucrul acesta nu s-a manifestat cel puțin până acum. Vom urmări și, dacă va fi nevoit, vom mai ieși odată să vorbim ce se va întâmpla în luna ianuarie-februarie, când am mai avut încă o majorare rate de bază. De ce n-au crescut dobânzile pentru credite la persoanele juridice? Din simplu motiv că la ei credite sunt pe termene mai lungi.
La ei creditele întotdeauna s-au bucurat de o stabilitate de dobândă. Altfel spus, băncile când dau bani de ăștia fierbinți ieftini, ei nu se tem să crediteze populația la consum la o dobândă micuță, dar se tem să crediteze agenții economici la o dobândă mai micuță. Deci la agenții economici este o stabilitate. Plus, vreau aici să mai menționez că agenții economici, și uitați-vă următorul grafic, în anul 2021, pentru prima dată în istoria noastră, au avut o creditare negativă din partea băncilor. Ce înseamnă lucrul acesta? Volumul depozitelor sau banii pe care agenții economici îi țin în bănci au fost mai mari decât creditele. Deci agenții economici țin aproape 35 de miliarde de lei banii lor în bănci și au luat credite ceva mai mult de 34 de miliarde de lei. Avem o diferență de 700 de milioane de lei. Adică agenții economici țin în bănci cu 700 de milioane de lei mai mulți decât au credite. Și de aici să crești rata dobândă pentru agenții economici nu are sens. Din simplu motiv că agenții economici nu că nu iau credite ca să finanțeze pe ei. Agenții economici banii lor care iau, ei nu investesc și țin în bănci. Din acest motiv, această rată de bază care are ca menire să lupte cu inflația, ea a influențat creditele consum, însă nu a influențat absolut deloc creditele care sunt luate de către agenții economici. Al treilea grup, sau al treilea client care are de suferit la scumpirea rate, la creșterea ratei de bază, este guvernul. Încă o dată reamintesc, guvernul în acest an planifică să împrumute 4,6 miliarde de lei de pe piață. Cât plătește el pentru credite? Eu am luat valorile imobiliare de stat sau acele valori care se emit pentru 2 ani de zile. De ce le-am luat de 2 ani de zile? Că ele cât de cât ne descriu sistemul. În dependență de ce se întâmplă cu ele, vedem cam care este povara cu plata dobânzii de către guvern. Uitați-vă, până în luna a 7-a, guvernul plătea pentru valori imobiliare de stat undeva 5,35% anual. O leac mai mult de 5,35% anual. Iar pentru valorile sus v-am dat graficul pentru valori imobiliare de 5 ani de zile, dobânda era puțin mai ridicată, întotdeauna el plătește o dobândă mai mare pentru banii care are pe termen lung. Însă, când a început să crească rata de bază, când Banca Națională a început să scumpească creditele, observăm că în luna ianuarie, în mediu, guvernul a luat împrumuturi cu 8,06%, aproape 8,1%. O creștere de 2,5% sau puncte procentuale, o creștere de 2,5 puncte procentuale pentru creditele noi atrase. E mult sau e puțin? Imaginați-vă că 2,5% puncte procentuale în plus la 4,6 miliarde de lei, asta înseamnă că guvernul acest an trebuie să achitui suplimentar pentru dobânda care o va lua peste 100 de milioane de lei. Evident, cei care ne ascultă acum ar putea să fie foarte. Cum adică Banca Națională a scumpit bani și noi acum, loc 100 de milioane de lei să-i dăm pentru bătrâni, pentru copii, guvernul va trebui să-i plătească dobândă pentru credite la bănci. Aici vreau să dau o nuanță. Să nu uităm că guvernul are responsabilitatea socială față de cetățeni. Dacă Banca Națională nu ar interveni și dacă Banca Națională nu ar scumpi banii, da, guvernul ar economisi 100 de milioane de lei pe dobândă. Însă, în acest caz, inflația ar fi cu mult mai mare și guvernul va trebui să cheltuie 1 miliard de lei ca să plătească pensii majorate, ca să majoreze salariul la bugetari și ca să ne ofere mai multe compensații la persoanele sărace. Din acest motiv, pe de o parte, guvernul da, va cheltui 100 de milioane de lei în plus pentru dobândă, în schimb, guvernul poate economisi 1 miliard de lei în cazul unei inflații ridicate, să nu uităm că nu e vorba doar de bani, noi vorbim despre nemulțumirea populației, noi vorbim despre faptul că cetățenii sunt extrem de îngrijorați de creșterea prețurilor. Din acest motiv, aceste 100 de milioane de lei, în opinia mea, este un preț destul de micuț dacă ne ajută la stoparea inflației, însă, din păcate, cum am și menționat, acest instrument al Băncii Naționale cumva descurajează consumul, cumva stopează inflația, dar nu foarte mult. Ce avem în rezultat? Dacă nu uităm atent, creditele imobiliare noi, încă o dată repet, pentru populații s-au scumpit în 3 luni de zile cu 15%. Deci în prezent eu trebuie să plătesc o dobândă puțin mai mare decât am plătit-o până acum. Dar vorbim despre creditele noi. Cei care au luat credite acum 2-3 ani de zile, pentru ei dobânda nu s-a schimbat. Deci au fost afectați doar cei care au luat credite noi. Pentru creditele noi, de consum luate de populație, dobânda a crescut cu 100%, de la 4,6% la 9,2%. Pentru agenții economici, dobânda a crescut cu 2,4%. Și încă o dată repet, doar credit noi vedem că avem o creștere foarte micuță
și pentru împrumuturile contractate de guvern, da, într-adevăr, în luna ianuarie, comparativ cu trimestrul 3, dobânda a crescut cu 42%, ați văzut, la 5,5% la 8,1% și guvernul va avea de achitat mai mult pentru creditele care, noi pe care le-a luat. Însă, dacă ne uităm atent la grafic, putem constata următorul lucru. Acest instrument a ratei de bază băncii naționale, chiar dacă nu este unul focusat pe anumite grupuri de clienți, totuși observăm că el s-a manifestat diferențiat în dependență de grupurile țintite. Și ceea ce s-a dorit Banca Națională să o facă, și încă o dată repet, nu că au vrut ei, așa s-a primit, deci n-a fost scopul Băncii Naționale. Banca Națională nu are acum instrumente diferențiate de aplicare a ratei de bază în dependență de tipul de creditori. Evident că ceea ce a spus și deputatul Radu Marian, trebuie să o spunem, toată lumea deja știe că s-a mai titizat foarte mult, el a spus-o foarte clar, am dorit ca să crească rata de bază pentru creditele de consum, dar nu și pentru celelalte credite. Uitați-vă și o pot spune aici, și aici, că fără să vrea Banca Națională majorind rata de bază pentru toți, totuși ea a avut un efect diferențiat, a crescut pentru creditele de consum și practic nu s-a manifestat la agenții economici și nu s-a manifestat la creditele ipotecare. Că are o implicație asupra guvernului, am explicat foarte clar, pentru guvern, după mine, este mai bine să plătească o dobândă mai mare decât să dăie compensație de sute de milioane de lei la populație. Însă aș vrea foarte scurt, cât timp trece rapid, să mă opresc și la doilea instrument a Băncii Naționale, și anume cursul valutar. Să nu uităm că Republica Moldova este o țară dependentă de produsele de import. Deci noi importăm masiv și în dependență de cursul valutar, dacă leu este puternic, prețurile de import sunt mici, dacă leu s-a slăbit, evident toată marfa importată în valută, la un leu depreciat înseamnă prețuri mai mari. Din acest motiv, chiar dacă Banca Națională urmărește doar rata de bază, ea este foarte atentă ce se întâmplă în piața valutară, deoarece realizează că o depreciere a valutei ar putea duce efect negativ asupra prețului. Uitați-vă ce a fost anul trecut. Anul trecut noi ne-am confruntat aproape întreg an, spre deosebire de 2020, când am avut un surplus de valută pe piața valutară, volumul de valută vândută a fost mult mai mare decât volumul de valută necesară. În anul 2021 ne-am confruntat cu situația în oglindă. Aproape în fiecare lună piața valutară era într-un deficit de valută. Cel mai grav a fost în luna noiembrie, știți din ce cauză, a trebuit să achităm o factură majorată la gaz și atunci a apărut un deficit de 273 de milioane de dolari pe piața valutară. Dacă Banca Națională nu intervenea, atunci era să asistăm la o depreciere masivă a leului moldovenesc și dacă ne uităm atent, Banca Națională a intervenit foarte puternic. Banca Națională, practic în fiecare lună, cu excepția lunii mai, în fiecare lună a vândut valută pentru a menține cursul valutar, pentru a nu permite deprecierea lui, iar în luna noiembrie și decembrie a vândut un volum record, 260 de milioane de dolari, în total s-au vândut 270 de milioane de dolari în două luni de zile. Și aici am recomandarea mea care a fost în lupta cu inflația, trebuie să fie o cooperare dintre Guvern și Banca Națională. Din ce cauză? Atunci când Guvernul a decis să dăie bani Energocomul, pentru că el s-a chitit cu Gazprom. Dacă nu intervenea Banca Națională pe piața valutară și nu vindea valută, atunci ne trezeam la o depreciere a leului moldovenesc. Banca Națională trebuie împreună cu guvernul să sincronizeze acțiunile astfel încât tot ce face guvernul să fie sincronizat de acțiunile Băncii Naționale și invers, tot ce face Banca Națională să fie realizat de către guvern. În felul acesta ei se poate coopera fie pe dimensiunea valorilor mobiliare, fie pe dimensiunea intervențiilor piața valutară, independență de ceea ce va face guvernul. De ce am spus că această intervenție este fără precedent? Nu este chiar fără precedent, am luat toată istoria noastră din la 92 până încoace și Banca Națională a intervenit masiv pe piața valutară de 3 ori în istoria noastră. Prima dată în 2009, de fapt în ce scuze, de 4 ori în istoria noastră. Prima dată a intervenit în anul 98-99, a doua, când vânzând valuta, a doua oară a intervenit în anul 2009, a treia oară în 2014-2015, știți situația tristă cu delapidarea banilor, și a treia oară în anul 2021 cu 305 milioane de dolari. Lucrul acesta ne-a permis, și acesta este ultimul grafic pe care vă-l arăt, lucrul acesta ne-a permis ca leu moldovenesc
într-un an de deficit de valută pe piața valutară, într-un an când cererea a fost cu mult mai mare decât oferta, leul moldovenesc nu doar că nu s-a depreciat, dar chiar a finalizat anul mai puternic decât la început față de două valute de bază, euro și de dolar. Da, el a avut o diferențiere dintre euro și dolar legată de raportul lor piața internațională, dacă luăm coșul valutar aceste două valute, leul moldovenesc a terminat mai puternic. În concluzie, vreau să spun în felul următor. În lupta cu inflația, din nefericire pentru noi, instrumentele care le avem noi sunt foarte slabe, efectul lor este destul de micuț, Banca Națională a aplicat această majorare a ratei de bază, care a scumpit banii, însă spre fericirea noastră, până ce s-au scumpit doar acolo unde am dorit noi, dar nu s-au făcut intenționat așa să primim, doar la creditele de consum, restul practic nu au fost afectate și eu consider că până la urmă instrumentul de bază al Băncii Naționale totuși este cursul valutar și vedem că intervenția Băncii Naționale prin vânzarea 305 milioane de dolari ne-a permis ca să menținem un curs valutar stabil, lucru care ne-a permis să diminuăm din posibilă inflație și mai mare față de ceea ce am avut-o. Cam atât a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc și până data viitoare.